Vine valul, îmi ia calul, îmi ia scroafa din coteț. Mi s-a dus averea toată, numai soacra-n curte noată, s-a dus casa și fărâma de nutreț. Se simte nevoia acută într-o lume în care chiciul și melismele și noroiul câștigă teren în fața unor valori, în fața calității. E nevoie de o mișcare, de un eveniment, de o manifestare care să poată să dea speranță măcar. Coperta albumului îl înfățișează pe autor într-o poziție similară gânditorului de la Hamangia, fără însă vreo legătură, spune cantautorul, în stilul propriu. Apreciez tot ce se întâmplă frumos pe parte culturală în țara noastră, că se întâmplă foarte rău. Daniel Iancu a interpretat și piesele care l-au consacrat, în speță Vine valul, îmi ia calul, Ofițerul Radu și altele. Recitalul a fost urmat de o sesiune de autografe. După București și Constanța, Piteștiul este al treilea oraș din România, în care Daniel Iancu și-a lansat albumul Mii de smaralde.